Acesta este noul iPhone 5S. Haideți să vedem cum funcționează cititorul de amprente. Avem nevoie de un cod de deblocare al ecranului. Mergem în meniul Configurări, la General, Cod de acces și amprentă. Acum nu putem să înregistrăm amprenta, trebuie să activăm un cod. Să spunem 1, 2, 3, 4. Confirmăm. Și acum avem acces la amprentă. Adăugați o amprentă. Scanați amprenta degetului mare sau a degetului utilizat în mod normal pe butonul principal. Ridicați-vă și sprijiniți-vă degetul pe butonul principal în mod repetat. Nu trebuie să apăsăm tare. Continuați pentru a captura marginile amprentei dumneavoastră. Touch ID este gata. Amprenta dumneavoastră poate fi utilizată pentru a vă debloca iPhone-ul. Continuați. Acum avem practic alternativă la codul de acces. Putem să folosim amprenta și pentru a cumpăra pe iTunes și App Store. Putem să mai adăugăm o amprentă dacă folosim alt deget sau dacă dorim să oferim altcuiva accesul la telefonul nostru, putem să mai adăugăm o amprentă. Haideți să vedem ce am făcut acum. Deschidem telefonul. Putem să glisăm pentru deblocare și să introducem codul de deblocare al ecranului. Sau putem să folosim amprenta. Iată, mai puțin de o secundă, am primit acces la iPhone. Să vedem dacă mai dă și rateuri. Pare că merge destul de bine. Uitați, reîncercați. Nu am așezat degetul foarte ok pe butonul de start. Acum merge.